Dacă ar fi prin absurd, cadează încolo, să cânți doar o singură piesă a trupei Bucovina, care ar fi aceea? O singură piesă. Nu mi s-a mai pus niciodată întrebarea asta. Pe asta e ca și ideea. Spune și întrebări că nu s-a mai pus. Mă gândesc. Ai timp. Cred că o să le varianta simplă și să zic mestecăniș. E și strâns legată de Bucovina, e și unul din imnurile metalului din România și îmi și place. Mai aveți și Cărări în suflet, care și asta e legat într-un fel de Bucovina. Noi chiar vorbeam odată că acest cântec ar putea fi ușor un imn al Bucovinei, bun, puțin adaptat. Posibil, da. E și ăla despre statornicie și despre legătura cu... Că multă lume întreabă, bă, dar de ce v-ați zis Bucovina? Păi, da, dacă-s bucovinean, ce, cum vă e să spun? Știi că, mână. Da, noi spunem trupa Bucovina din Suceava, deși voi da. Ce mai mult sunteți în Iași. Eu și cu Bluparul suntem suceveni, prin da, naștere. Bun, dar numai, 21 de ani numai în Bogdan stă în Suceava, exact, cum da. Practic. Da, dar trupa Bucovina, noi știm că e din Suceava. Da, deci rămâne mestecăniș. Eu așa aș zice, adică... Vorba aia și playing it safe, n-ai cum să greșești cu mestecăniș. E bullseye, e punct ochit, punct toate gusturile. Eu zic că da.